că m-ați adus cu mașina, domnul primar, dar chiar nu trebuia. Vai de mine, dar se poate, doamnă Dana, aveți un organ sensibil, sunteți plăpândă. Eu? Da, adică cum să vă las să mergeți neînsoțită, dacă vi se face rău pe stradă? Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Dar n-am nicio boală. Am venit aici doar să-mi fac o radiografie la dinți. Oh, dar nu-mi spuneți mie de dinți, că știu totul despre dinți. Toate nenorocirile încep de la dinți. Dacă vă trăgea curentul la dinți, aveți ceva să vă acoperiți urechile? Am. Și putem să vin și pe jos. Chiar nu trebuia să vă deranjați. Dar nu e niciun deranj. Dacă să-i deranj, m-aș deranja de 7 ori pe zi. De ce aș avea nevoie să vin de 7 ori pe zi la spital? Păi nu la spital. Unde aveți treabă? La bancă, la piață, la coafor? Aoleu, am nevoie să merg la coafor? Nu, nu am spus asta, nu. Aveți un păr admirabil. Altceva vreau să zic. E o plăcere să fim împreună când vă duc la spital. Adică când suntem împreună în mașină. Pentru radiografia de dinți. Doamna, lăsați-mă să vă însoțesc, că nu știți câte nenorociri se întâmplă între o mașină și o intrare în spital. Nu mă speriați, doamna Dana, e decât o nucă. Fugiți, doamna Dana! Fugiți! Doamna Dana! Doamna Dana! Ați spus ceva, doamna primar? Un pleac, m-au nimerit. Firețele, dracu! Jur solemn în clipa asta, castelul să n-aibă liniște până nu scapă de nenorocitele astea! Nu se mai poate mai așa ceva. Oameni terorizați? Oameni atacați ziua în amiaza mare pe stradă? Aceste elemente dăunătoare pentru localitatea noastră pașnică trebuie stârpite. Domn primar, vorbim despre niște păsări, totuși. Nu sunt păsări, mitică. Sunt infractori cu aric. Una dintre ele m-a nimerit cu ceva direct în ochi. Dacă se permite, domn primar, cu ce v-a dat direct în ochi? Cu obrăznicie, Cornele. Cu asta m-a nimerit. Cu dita mai obrăznicie direct în ochi. V-a făcut ochiul căprui, domn primar. Domn primar, sunt păsări. Ce vreți să facă? Rebus? Noi l-am invadat teritoriul. Și în plus să știți că sunt niște animale foarte, foarte inteligente. Inteligente pe naiba. Țapul. Ăsta este animal inteligent. Am cunoscut eu odată un țap care știa să joace șah. Ei, nu juca el foarte bine, dar se străduia. Păi dacă sunt așa de inteligente, de ce s-au luat de mine, a? În Mangalița eu sunt regele junglei, și peste oameni și peste animale. Și nu o să permit să facă mișto de mine niște păsări. Hai, vreau idei ca să scăpăm de ele. Domn primar, m-am gândit așa, să punem câte o sperietoare de cior la fiecare colț de stradă. În felul ăsta rezolvăm și treaba și dăm și de lucru lui Marcel. Amă, Doinița, mă, asta nu se sperie nici de oameni, dar mi-te de momâi. Domn primar, să le trimitem o somație. Foarte bună idee, Cornele, foarte bună. Și cum o să dai tu somația? Zbori până în vârful copacului și urmânezi? Lasă, domn primar, că știu eu cum să rezolvă, că eu am răfuiel vechi cu jegoațele astea cu aripi. 5 ani de zile m-a urmărit una, Rafaela îi spuneam. Cui îi spuneai tu, Rafaela? La ce oră aia de mă urmărea? Te-a urmărit? Pe stradă? Da, Rafaela, 5 da, ani de zile? 5 ani de zile m-a urmărit. Ieșeam din casă, Rafaela venea în picaj ca avioanele alea de vânătoare să-mi scoată ochii. Mergeam cu mașina, Rafaela s-arunca în fața la mașină să facă accident. Dormeam și eu liniștit ca orice om, apărea Rafaela la geam, zgâria geamul să nu pot să dorm, să mor de insomnie. Dar de ce? Păi de răzbunare, că i-am stricat cuibul care și l-a făcut la mine pe pervaz. 5 ani de zile m-a ținut minte nenorocita și m-a chinuit ca jandarmii pe oamenii nevinovați. Și cum ai scăpat de Rafaela? Păi eu am pântit-o să văd în ce copac și-a refăcut cuibul, am pus mâna pe o drujbă și jap! Am făcut copacul ăla surcele. Doar așa am putut eu să mă despart de Rafael. Distrugându-i cuibul de 2 ori. Foarte matur, n-am ce să zic. Băi, ochilăristule, ia vezi mă că ești cam obraznic, ai nebunit la cap. Pe acolo era o chestiune de viață și de moarte, mă. Era ori ea, ori bebe. Și cum eu țin foarte mult la bebe, auzi. Domn primar, ce vreau să propun în felul următor? Urmărim în ce copaci are cuiburi și jap. Și jap ce? Cum mă și jap ce? Jap cu copacii la pământ. Să le învățăm minte pe jegoasele astea, să nu mai chinuie ele suflete nevinovate.
Domn primar, doar nu aveți de gând acum să începeți să tăiați copacii ca să scăpăm de ciori? Și așa sunt puțini. Nu, Mitică, nu facem noi așa ceva, doamne ferește. Asta ar însemna să fie o crimă. Bineînțeles că nu ne permitem așa ceva. Domn primar! Oameni buni, ce stați? Domn primar! Mangalița se află în pragul unui dezastru ecologic. Avem încălzire globală, avem răcire globală. Pun pariu că dacă cineva s-ar uita de sus din satelit la noi, ar vedea fix deasupra Mangaliței o gaură în stratul de ozon de la cât s-a poluat, iar noi tăiem copacii. Asta ne trebuie nouă, să tăiem copacii? Păi dacă începem să tăiem copacii, gata! Ne-am programat singuri în mormântarea!